cam așa arată micul dejun aici pe mare. 4 lufari. Am pus costumul de 7 mm. Mușdeiul este gata. Bună dimineața, marinarilor, și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Marinarilor, suntem foarte matinali astăzi. Am venit să vedem răsăritul. Mai avem foarte puțin până în soarele. Cerul este roșu. Mergem hotărât spre capul digului să prindem câțiva stavriți sau lufari, după care, dacă reușim să prindem 4-5 lufari sau stavriți, plecăm către digul de sud, către Agigea, și o să stăm acolo toată ziua. Dacă vremea este frumoasă, o să intrăm chiar și în apă, dar văd că avem o urmă de hulă de ieri. Ieri a bătut vântul, azi nu o să bată vântul absolut deloc, dar avem val. Haideți cu mine să vedem dacă reușim să prindem ceva astăzi. Lansetele la trenă. Cu siguranță o să prindem un lufar. Am tot prins zilele astea, așa că am speranțe mari că o să prind. Facem și cea de-a doua lansetă. Gata, și a făcut apariția și soarele. Sper să se încălzească cât mai curând. Ce peisaj frumos! De multe ori zic că aici la mare mai frumos este apusul, pentru că se înroșește cerul așa spre țărm, foarte frumos. Dar și răsăritul este la fel de magnific. Un răsărit și câțiva delfini și nu o să am nevoie de niciun pește. Pentru astfel de momente ieșim practic pe mare. Am ajuns travers cu farul. Mai avem 6 km și ajungem pe capul digului. Între timp am deschis și focul pentru că avem un vânt din pupa destul de bun. Avem o viteză de 6,7 km la oră. Trebuie să 6,9. Trebuie să reduc undeva la 6,5. 7,1. Da, urcă vântul, urcă și viteza, bineînțeles. Traversăm canalul navigabil și mergem către Agigea. Se
mai multe bărci acolo în față, poate avem noroc acolo. Da, agitație mare aici pe capul digului. Sunt 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 bărci pescărești. Nu văd dacă prinde cineva, dar sunt multe bărci. E mișcare. Patru lufari, patru lufari. Bravo, bravo. Mulțumesc. Un argintiu, o țapaină veche de vreo 2 ani. Thank you.
Mergem, aruncăm ancora și încercăm să luăm micul dejun aici pe apă. Ne cam mișcă, dar sperăm să putem. A, e plin, plin, plin de pește pozonat. Plin! Haideți să vă arăt, să vedeți cum arată sonarul. Cam așa arată micul dejun aici pe mare. Mâncăm și ne apucăm să prindem câțiva guvizi. Zona este bună, avem piatră sub noi. Așa că prindem câțiva guvizi, după care o să mergem în altă zonă. O să ancurăm în altă parte și o să încercăm să intrăm în apă, dacă vremea o să rămână așa. Gata, trimitem spionul jos să luăm niște imagini. Să vedem dacă avem apa limpede. Trage! Hotărât guvidul ăsta. Ia să vedem. Sunt curios cum arată imaginele, dacă apa pe fund este limpede. Frumos, guvide frumos. Guvide frumos. Ce guvide frumos! Ce guvide frumos! Ușor, ușor! Thank you.
mai lent, trage mult mai lent. Mult mai lent. Asta este Hanus. Este Hanus. Ia să vedem dacă este Hanus sau nu. Da. Hanus este. Domnul Hanus. Gata, ne punem în mișcare. Am să las până acolo la trenă o lansetă. Asta este capul digului de sud, Agigea. Mergem tocmai acolo, avem o insulă în față. Avem o zonă foarte frumoasă aici, în formă de Y. Și o să ne țină adăpost destul de bine. Apa este destul de adâncă, avem 14 metri acum. O să mergem undeva pe 10 metri și o să aruncăm ancora. Gata, am aruncat ancora. Nu știu dacă o să țin, am aruncat ancora de piatră. Pare că avem nisip sub noi. Suntem destul de aproape de pietre. Un golfuleț foarte, foarte frumos. N-am făcut niciodată scufundare aici. Nu pare apa limpede, pare destul de verde. Am să mai stau un sfert de oră să văd dacă ne mișcăm din poziția asta. Mi-am luat reper. Dacă ne mișcăm din poziția asta, trebuiască să arunc cealaltă ancoră. Dacă nu ne mișcăm, am să iau oricum o funie cu mine și am să o leg de un tachet de aici din pupa, de un dig de acolo. Oricum arată foarte bine, ar trebui să vedem chefali în zona asta. Avem 10 metri adâncime, o să mergem și pe fund, bineînțeles, să vedem ce este pe fund și cum este prinsă ancora, foarte important. Pus costumul de 7 mm, avem 6 kg de prun pe centură și încă 3 pe vestă, 9 kg de prun. Gata, ne vedem în apă. Avem noroc pe lângă pietre. Situația nu e rost deloc. A intrat apă în carcasă imediat. Nu știu ce șanse avem să filmăm ceva în apă. Așa-i, e o rată aici băgată între pietre. Thank you.
e tot o faină bună. Afară ca să schimb bateria, s-a terminat imediat, plus că era apă încărcat. Am scos-o, am curățat-o, am uscat-o, acum sperăm să nu mai... Barnailor, un pește mâncat jumate, care e luată pe aici, pe lângă mine. Nici nu-mi dau seama ce specie este. Nu-mi dau seama ce specie e. Prima oară am zis că este lufăraș, dar nu este lufăraș. Înseamnă că sunt răpitori în preajmă. Pisică de mare sub noi a prins ceva și mănâncă exact acum pe pietre. Foarte, foarte, foarte aproape de noi. Cât de frumoasă pisica, păcat că ablentila aburită. Nu știu cât de bine s-a văzut. Foarte aproape de noi. Foarte, foarte aproape.
știu dacă este aceeași pisică, dar am mai văzut încă una. Asta a venit mult mai spre mine, m-a văzut târziu. Nu știam cum să mă dau la o parte. Cât de frumos! Sper să nu-mi creeze val vaporul, este foarte aproape de noi. A merge foarte încet, așa că nu o să-mi creeze val. Mușdeiul este gata, am curățat și peștii, avem un hanus, 2 guvizi și 5 lufari. Am pus sare peste ei, îi lăsăm 20 de minute și prăjim. Al doilea rând. Maionarilor, noi prăjim pește aici. Și delfinii au venit și au venit exact lângă barcă cu peștele în gură. L-am prins târziu, am deschis camera târziu. Acum a plecat acolo. Ce spectacol! Cum au sărit! Știam că vine, am văzut la depărtare și n-am pornit camera. Cât de aproape au sărit de barcă. Haide să scoatem peștii. Mainailor, cam așa arată platoul meu. Hanus, guviș și lufari. Arată genial. Sunt mor de foame. Ceasul este 5. Am și un mușdei, am și o felie de pâine. Trebuie să mă grăbesc, să mănânc repede, pentru că o să mă prind noaptea. Mai am vreo 2 ore jumate, 3 până ajung în port. Genial, lufarul proaspăt. Marinarilor s-a lăsat trece. Bine, am și ieșit din apă acum și simt așa frigul puțin mai puternic. Dimineața erau 3 grade. Am înghețat. Pe zi s-a făcut cald. Că undeva la 12-13 grade, chiar mai bine. Acum, nu știu câte grade sunt, dar e rece. Trebuie să pun geaga pe mine. Cred că una dintre cele mai bune mese pe care le-am luat eu în oraș. Cam așa arată platoul. Ne punem în mișcare, m-a luat frigul foarte, foarte tare. M-a dus să scot ancora, pun geaga pe mine și mergem spre capul digului de sud, după care spre capul digului de nord.
După care spre port, bineînțeles că lăsăm noastră în spate la trenă. Poate, poate reușim să prindem ceva. Gata, am scos ancora. Ne punem în mișcare. Ne luăm la revedere de la restaurantul ăsta frumos. Cea mai bună masă am mâncat-o aici și cele mai frumoase pisici de mare le-am văzut aici. Așa că trebuie să ne mai întoarcem în zona asta, neapărat. Gata, mergem către digul de nord, pe care facem stânga către portul Tomis. Avem lansetele în spate la trenă, costumul de ne oprim la uscat. Și digul de sud, în pupa noastră. Opa, exact aici, în spate. Ușor. Magarul trage și la aia, și la aia. Asta atunci n-am apucat să-i dau drumul. L-am trage și cealaltul. Haideți să scoatem și pe asta, la altă scoatem, dar acum avem pește, ia? Dacă n-ați scăpat între timp, pentru că l-am lăsat liber. Asta e grea. Asta e grea, cred că am 2, 3, n-am întâlniat să vedem. Opa! Ei, lufari! Ei, lufari! E de frumos e pescuitul ăsta la tren. S-au băgat în sfârșit și în sufărina asta. Opa, iar, e meduza asta. Asta e meduza, mi-a fir. Mi-a fir. Da, ca
fost meduză. Haideți să vedem ce am în ea. Aproape am avut o bucată. Ia să vedem. Ia avem. Singur, dar am prins și o rapană și mai aveam ceva în cârlig. Se pare că am ajuns foarte aproape de pietre. Iar trage. Ce întoarcere spre casă frumoasă. Ce întoarcere. La una gând la alta. Am plecat bine și cred că am în cealaltă pește. Asta nici n-a apucat să-și ia firul. Ia să vedem. Ce distracție, da, am pește aici. Am pește. Trage iar. Iar am pește. Trebuie să mă opresc din pescuit pentru că nu mai ajung acasă, se întunecă. În ritmul ăsta ajung târziu acasă. Haideți să vedem și la cealaltă. S-a băgat în safarină. Câți am că nu pot să-i scot. Aaaa, ce bine ce s-a scăpat! 2, 4, 5, aveam 6! Aveam 6! L-am scăpat pe cel de jos! Nu cred! Nu cred! S-a umplut safarina! Am pește aici!
faina lor, gata, încheiem partida de pescuit, încheiem toată aventura de ziua de astăzi. S-a întunecat complet afară, am aprins un bec ca să mă vedeți. Am scos lansetele din apă, a fost nebunie. Pur și simplu nu mai făceam față, când stânga, când dreapta trăgea. Le-am scos până la urmă și am pus două lingurițe mari, ca să nu mai mă deranjeze cei mici. Dar nu mai mă deranjea nimeni, pentru că nu avem parc mare în zonă deocamdată. Faina lor, o zi superbă. Am început cu pescuit la lufar, pescuit la gubici și la hanus. Am intrat în apă, am pescuit la trenă. O zi superbă. O zi cum de altfel ar trebui să fie toate aici pe litoralul Mării Negre. Painarilor, mai am încă 40 de minute până să ajung acasă. V-am salutat, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare.